Ai făcut economii și nu știi cum să le gestionezi. Ce sunt de fapt economiile? Sunt banii rămași după ce toate cheltuielile de consum personale sunt scoase din venitul acumulat într-o anumită perioadă. De obicei, alegem să investim în imobile, în mașini sau în alte bunuri. Sau depunem economiile la bancă, mai ales că depozitele bancare aduc și un venit adițional. Iar suma de până la 50.000 de lei este garantată. O opțiune de a investi în valorile imobiliare de stat care pot fi procurate prin intermediul băncilor. Se poate investi și în cadrul bursei de valori, dar e riscant dacă nu ai cunoștințe și competențe speciale. Evident, la diferite tipuri de investiții primești diferite venituri. Cele mai frecvente active financiare apar sub formă de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. De regulă, cu cât mai riscantă este investiția, cu atât mai mare ar putea fi venitul. Iată de ce depozitele considerate mai sigure au un venit mai mic. Tu cum economisești și unde investești? Vrei să poți lua decizii financiare corecte? Urmărește campania de educație financiară a Băncii Naționale a Moldovei.